Bine v-am găsit! Mă numesc Monica Petre și astăzi vă voi prezenta resursa educațională deschisă, adunarea și scăderea fracțiilor algebrice. Vă propun următoarele exerciții. Primul exercițiu. Calculați 1 supra x minus 1 plus 1 supra x plus 1, unde x aparține lui R, mai puțin minus 1 și 1. Observăm că numitorii nu mai pot fi descompuși și atunci vom aduce la același numitor, amplificând prima fracție cu x plus 1 și pe a doua cu x minus 1 și obținem x plus 1 plus x minus 1 supra produsul celor doi numitori. Minus 1 cu plus 1 se reduc și obținem 2x supra x pătrat minus 1. S-a restrâns produsul ca o diferență de pătrate. La al doilea exercițiu trebuie să calculați 2 supra x minus 1 minus 3 supra x plus 1, unde x aparține lui R mai puțin minus 1 și 1. Diferența 2 supra x minus 1 minus 3 supra x plus 1 o să o aducem la același numitor, amplificând prima fracție cu x plus 1 și a doua cu x minus 1 și obținem 2 înmulțit cu x plus 1 minus 3, minus 3 înmulțit cu x minus 1 supra x pătrat minus 1. Aplicăm distributivitatea înmulțirii față de adunare și față de scădere și obținem 2x plus 2, apoi minus 3 înmulțit cu x este minus 3x, minus 3 înmulțit cu minus 1 este plus 3, supra x pătrat minus 1, 2x și minus 3x sunt termeni asemenea și obținem minus x, 2 plus 3 este 5. Și la ultimul exercițiu trebuie să calculați x plus 1 supra x pătrat minus 2x plus 1 supra x plus 2 și minus 2 supra x, unde x aparține lui R mai puțin minus 2, 0 și 2. Observăm că primul numitor poate fi descompus și l-am dat pe x factor și obținem x înmulțit cu x minus 2, restul termenilor i-am copiat. Și atunci numitorul comun va fi x înmulțit cu x minus 2 și înmulțit cu x plus 2. Deci prima fracție se amplifică cu x plus 2, a doua se amplifică cu x înmulțit cu x minus 2 și ultima se amplifică cu x minus 2 înmulțit cu x plus 2. Deci obținem x plus 1 ori x plus 2 plus x înmulțit cu x minus 2 și minus 2 înmulțit cu x minus 2 înmulțit cu x plus 2. Și numitorul l-am scris ca x ori x minus 2 ori x plus 2. Desfacem parantezele, x ori x este x pătrat, x ori 2 plus 1 ori x va fi 3x, plus 1 ori 2 este 2, apoi x pătrat minus 2x, x înmulțit cu minus 2 este minus 2x și vom avea apoi minus 2 înmulțit cu, aplicăm diferența de pătrate și obținem x pătrat minus 4. Copiem până la ultimul termen în care înmulțim pe minus 2 cu x pătrat și este minus 2x pătrat și minus 2 cu minus 4 și va fi plus 8. Apoi, termenii asemenea sunt x pătrat cu minus 2x pătrat și cu x pătrat și obținem 0 ori x pătrat, adică nu o să mai scriem acest termen. Apoi termenii cu x sunt 3x și minus 2x și obținem x și 2 plus 8 este 10. Și supra x înmulțit cu și x minus 2 ori x plus 2 poate fi restrâns în x la a doua minus 4. La exercițiul al patrulea trebuie să calculați expresia y de x egală cu x pătrat supra x la a patra minus 3x pătrat minus 4 minus x plus 3
supra x la a doua plus 1 ori x plus 2, unde x aparține lui R mai puțin minus 2 și 2. Pentru început, va trebui să descompunem în factori primul numitor, adică pe x la a patra minus 3x la a doua minus 4, care poate fi scris ca x la a patra minus 4x pătrat plus x pătrat și minus 4. Din primii doi termeni îl dau factor pe x la a doua pe lângă x la a doua minus 4 plus x la a doua minus 4 și egal cu, dacă îl dăm factor pe x la a doua minus 4 pe lângă x la a doua plus 1. Adică, x la a doua minus 4 poate fi descompus ca o diferență de pătrate și este x minus 2 înmulțit cu x plus 2 și înmulțit cu x la a doua plus 1. Deci expresia devine x la a doua supra x minus 2 înmulțit cu x plus 2 înmulțit cu x la a doua plus 1 minus x plus 3 supra x la a doua plus 1 ori x plus 2 și egal cu, aducem la același numitor și atunci a doua fracție se mai amplifică cu x minus 2 și obținem x la a doua minus x minus 2 înmulțit cu x plus 3 și supra x minus 2 înmulțit cu x plus 2 și înmulțit cu x la a doua plus 1. Egal cu, la numărător o să desfacem parantezele, dar o să lăsăm minus și o să scriem totuși produsul celor două paranteze într-o singură paranteză pentru a nu ne încurca la semne. X ori x este x pătrat plus 3x minus 2x minus 6. Și apoi desfacem și ultima paranteză. Supra x minus 2 ori x plus 2 ori x la a doua plus 1. Egal cu, vom avea x la a doua minus, desfacem paranteza, deci schimbăm semnul fiecărui termen din paranteză, minus x la a doua minus 3x plus 2x și plus 6 supra x minus 2 ori x plus 2 poate fi restrâns în x la a doua minus 4 pe lângă x la a doua plus 1. X la a doua cu minus x la a doua se și avem minus x plus 6 supra x la a doua minus 4 pe lângă x la a doua plus 1. Pentru a exersa, vă propun următoarele exerciții. 1. Calculați 1 supra 2x minus 3 minus 1 supra 2x plus 3, unde x aparține lui R, mai puțin, minus 3 pe 2 și 3 pe 2. Și calculați x supra x pătrat minus 5x plus 6 minus 1 supra x minus 2 la pătrat plus 1 supra x minus 3, unde x aparține lui R, mai puțin valorile 2 și 3. Atât pentru azi, la bună vedere!